Tot în acest an este anul în care se finalizează mari proiecte pe care le-am derulat pe fonduri europene. Practic se finalizează trei drumuri județene și reabilitarea și modernizarea a nouă clădiri care sunt în proprietatea publică a județului Sibiu. Vorbim despre clădirile de la secția de neurologie a Spitalului Județean, tot de la Spitalul Județean, unitatea de primiri urgențe și clădirile pe care le avem tot în cadrul Spitalului Județean pe eficientizare energetică. Tot în domeniul sănătate vom finaliza în acest an și vom trecea spre folosință pavilionul 4 de la Spitalul Clinic de Psihiatrie Gheorghe Preda, dispensarul TBC de la Spitalul de Pneumofiziologie și pavilionele 2 și pavilionul administrativ de la Pneumofiziologie. Cele trei drumuri pe care vă spuneam sunt Mediaș Bârbiș și Aguta Sibișoara și, bineînțeles, drumul Sibiu-Cisnărie. Aceste lucrări sunt lucrări care, în acest an, cum am spus, vor fi încheiate, se vor încheia procesele verbale de recepție și vor fi date spre folosință. Avem o serie de lucrări în continuare, lucrări pentru care se vor aloca resurse în acest an pentru a fi continuate, însă nu vor fi finalizate în acest an. Și vorbim despre principalul proiect pe care îl avem, proiectul noului Spital Județean, pentru care estimăm ca până la sfârșitul anului să semnăm, să depunem și să semnăm cererea de finanțare, previziunile de la nivel național fiind ca pe programul PNRR până în decembrie 2022 să se încheie toate cererile de finanțare și totodată, în paralel, așa cum am anunțat în anumite rânduri, am demarat lucrările de achiziție pentru contractul de lucrări de execuție, estimăm că acum, în decembrie, că se numă contractul de finanțare, să fie finalizată și achiziția contractului de lucrări de execuție. Un alt proiect de investiție important, pe care îl avem în continuare, varianta conductoare sud, în următoarele luni recepționăm studiul de fezabilitate și în acest an finalizăm și uzul pentru zona pe care va trece această variantă. Continuăm, bineînțeles, cu gestionarea deșeurilor. Avem în domeniul social mai multe investiții pentru care am întocmit documentațiile prealabile, respectiv SF-urile. Vorbim de 8 căsuțe de tip familial și 3 centre de zi, știut fiindcă mi-am asumat ca reorganizarea centrelor pentru copii să fie o prioritate în această perioadă. Pentru 2 dintre acestea am încheiat contractul de finanțare, celelalte sunt în evaluare. Estimăm că în acest an se vor semna contractele de proiectare și execuție și restul contractelor de finanțare. O altă lucrare în continuare, despre care am vorbit mai puțin, am avut mai puține ieșiri publice, însă deosebit de importantă pentru întreg județul Sibiu, este sistemul informatic geografic, GIS-ul, pe care îl întocmim printr-un proiect depus pe fonduri europene. Produsul acestui GIS, care în această lună, acest sistem va fi finalizat, constă în digitalizarea întregului proces de emitere de autorizații, documente de urbanism, gestionare, patrimoniu și investiții, planificare strategică pe lună la nivel de județ. O investiție importantă este reconstruirea
an. Studiul de fezabilitate se recepționează în această perioadă, deci în acest an finalizăm studiul de fezabilitate și puzzle-ul. Este o investiție prin care ne propunem să extindem această sală la 6500 de locuri, să amenajăm o parcare subterană cu două niveluri, pe două niveluri, care să aibă aproximativ 500 de locuri de parcare. Proiectul, ca și titlu și cum a fost depus la CNI, urmează să finalizăm, să recepționăm studiul și să completăm datele pe care le-am comunicat către CNI. De asemenea, tot pe fonduri CNI ne propunem să modernizăm sala Talia. De mult nu s-a mai intervenit la această clădire și avem un proiect interesant pentru a se moderniza și această sală. Pasul următor este ca acest proces de digitalizare să fie extins către instituțiile din subordinea Consiliului Județean Sibiu. Experiența ne-a arătat că serviciile sau, mă rog, activitatea este mult mai rapidă, mai eficientă, mai corectă și mai transparentă. Putem vedea absolut tot, de la generarea unui document până la comunicarea acelui document, unde stă, de ce se întârzie, da, toată lumea poate să vadă ce se întâmplă cu documentul pe care îl urmărește. Bineînțeles că profităm din plin de faptul că începe următoarea perioadă de programare pentru fonduri nerambursabile și avem alocate în bugetul județului sumele necesare pentru a întocmi documentațiile tehnico-economice pentru această perioadă de programare. În bugetul Consiliului nu veți regăsi de asemenea PNRR-ul, Angel Salini sau împrumutul pe care intenționăm să-l facem și pe care l-am aprobat în hotărârea de Consiliu pentru a întări această componentă de dezvoltare, însă, pe măsură ce documentele și contractele de finanțare, atât pe PNRR, pe Angel Salini, pentru care am depus mai multe documentații, se vor materializa, le vom anunța și vom spune fiecare ce investiție urmărește. Un alt capitol important și pentru întreg județul Sibiu, pentru toți locuitorii județului Sibiu, are în vedere aeroportul internațional Sibiu. Așa cum v-am zis, în acest moment este în execuție, în achiziție, contractul de proiectare și execuție pentru cererea de finanțare, pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare. De asemenea, în bugetul din acest an am alocat 375.000 de lei pentru realizarea unui studiu de fezabilitate în vederea construirii unui terminal cargo. În plus, sunt toate demersurile pe care le facem, în așa fel încât, în ciuda situației create de pandemie, aeroportul internațional să funcționeze, să aibă operatori de transport aerian care să vină pe aeroportul internațional Sibiu și, în continuare, alocăm prin schema de ajutor de stat finanțată de Consiliul Județean Sibiu sprijin pentru cei care își diversifică activitatea și zborurile pe aeroportul internațional Sibiu și, bineînțeles, în continuare facem demersuri ca, așa cum în cei doi ani anterior, prin schema de ajutor de stat de la nivel național să fie sublinită activitatea de completată, mă rog, completate sumele pentru funcționarea aeroportului, în continuare ne dorim ca și în acest an să accesăm astfel de fonduri pentru aeroportul internațional Sibiu. Și, nu în ultimul rând, vorbim de
care l-am stabilit pentru Consiliul Județean Sibiu din 2016 și până în prezent, ca serviciile pe care le prestează administrația județeană să fie niște servicii performante. Vă vorbeam de acel sistem informatic geografic. Acest sistem informatic geografic îi se alătură planul de amenajare teritorială, pentru care s-a prevăzut finanțare, începând cu acest an, suntem în realizarea achizițiilor de servicii, intenționăm să depunem pe PNRR acest proiect. Dacă vom prinde unul dintre cele 5 proiecte care se finanțează la nivel național, va fi foarte bine, dacă nu avem alocare de la bugetul județului pentru a acoperi acest plan, care este deosebit de important pentru o planificare strategică, urbanistică la nivelul județului Sibiu. Asta a fost nevoia pentru a, de acolo a rezultat nevoia de a fluidiza traficul în acea zonă. A fost o investiție, aș putea să zic, covârșitoare pentru Consiliul Județean Sibiu, nu am realizat-o din buget propriu, însă am considerat că trebuie să intervenim și să sprijinim locuitorii din cartierul Arhitecților pentru a avea un acces mai bun înspre Sibiu. Soluția pe care au identificat-o proiectanții, în urma unor dezbateri pe care le-am avut publice, deschise, la Consiliul Județean, poate vă amintiți, cu sala plină, da? Unde fiecare a venit cu propuneri, a fost cea care s-a materializat. Au luat în calcul toate propunerile pe care oamenii știa din cartierul Arhitecților și toți care au fost interesați le-au făcut. Însă, punerea în aplicare și proiectul final, pe lângă ce își doresc unii să se facă, trebuie să aibă în vedere și caracteristicile tehnice, legislația care se aplică pe astfel de drumuri județene. Și atunci, soluția tehnică făcută de specialiști a fost aceea pe care astăzi o avem. Că s-au dorit încă 2-3 sensugeratorii, s-a analizat și locația care a fost propusă și s-a constatat că din vari motive, acele sensugeratorii nu pot fi făcute. Pentru că la momentul la care s-a început investiția, știți cu toții că era deja, era o serie de construcții gata, edificate și de o parte și de alta a drumului. Și atunci, spre exemplu, unele sensugeratorii erau plasate în așa fel, locul unde era o zonă cât de cât generoasă să poți să faci un sens giratoriu, făcea ca un anumit cetățean din curte să iasă în sens giratoriu. Imposibil și nelegal ca să poată fi pus în practică în acest fel. Și asta vreau să vă spun. Toate solicitările au fost luate în calcul și s-au pus în practică cele care au putut fi efectiv realizate cu respectarea legislației și a condițiilor pe care ți le oferă la momentul ăla, plus rețeaua de curent. Iar și aceea mi-a creat anumite constrângeri. Rețeaua de înaltă tensiune, pentru că acolo unde am putut interveni, să relocăm utilități, să relocăm rețeaua de canalizare, apă, canal, rețeaua de apă, canal și alte lucruri care erau în subsolul străzii, am făcut și lucrurile acelea. Și au fost extrem de costisitoare. Unele dintre ele nici nu se știau că sunt acolo. Deci a fost cea mai provocatoare investiție pe care Consiliul Județean a făcut-o de când sunt eu aici la Consiliul Județean. Doar faptul că am avut colegi foarte profesioniști și determinați să duc această lucrare la finalizare, s-a ajuns la acest moment, iar soluția care este acum este soluția dată de specialiști cu respectarea legislației, a configurației locului, a restrângerilor care sunt.
Mai mult de atâta nu se poate face. Important este că, la acest moment, oamenii nu mai stau în trafic. Circulația este fluidă, se va fluidiza și mai bine după ce se va finaliza și partea de peste.